În jos ca să filmeze Sandu, colegul nostru. Este pasiunea vieții mele, numai eu singură mă machiez. Deci eu n-am înțeles niciodată cum voi femeile reușiți să vă machiați singure, mai ales pe plop, așa când trebuie să ții plopa închisă. Cum te uiți? Băi, cu un ochi deschis, dragă. Auzi, știi câte palete, pensule, machiaje am acasă? Deci, cât de platoul ăsta al vostru? Nu, n-am făcut niciun curs, aș putea să fac, am prietene, mi s-a oferit posibilitatea, dar... Zic, bă, eu, nu, unde, ce să fac? Tu trebuie să predai, să machiez pe cine să machiez, știi? Te uita la, nu știu, tutoriale pe internet, pe YouTube. În fiecare seară înainte de culcare nu lipsesc tutorialele. Da? Așa adorm cu tutoriale. De make-up? Da. Le știu pe toate, din America, pe toate fetele astea. Ce se poartă materia de machiaj? Anul ăsta se poartă ultraviolet la ochi. Ultraviolet. Dar se poartă ce ți stă bine. Ultraviolet, adică contează... un mov ultra, adică aprins? Mov, roz, culori de-astea, prună, mov, roz, paletă de-asta de violet. Auzi, când erai mică, luai toate pisica, de farduri pe care le găseai prin casă? Nu. Nu? Dar la ce vârstă a început pasiunea asta, ai zis? De câțiva ani am pasiunea asta, să-mi cumpăr absolut totul profesional. În turneele voastre, când erați într-o pasiune? Nu eram pasionat, mă machiam cu albastru clasic. Mai bine, că altfel te puneau toate fetele tale să remachezi. Nu, la videoclipuri îmi vine să sparg ecranul, știi? Deci nu suport. Da, putea să mă machez așa ceva, vai, Doamne, cu albastru. Are și el albastru, rostul lui, dar nu oricum. Dar nu așa. Eu îmi doresc să mă machez și pe mine, dacă ești de acord. Eu deja m-am așezat pe scaun. Să știți că eu mă machez pe mine foarte bine. Mi s-a zis că foarte bine. Dar pe alții nu știu cât de îndemânat. Păi ia zic proba de foc. Hai să mergem către Roxana. Eu am încredere în tine. Dar voi nu vă uitați la mine, voi faceți altceva. Nu, uitați la mine. Ai la valieră și nu ai nevoie de microfon. Am la valieră? Perfect. Păi da, ca să te auzim. Da, mai cam partis. Bună dimineața. Aha. Ce aplicaj îi veți aplica, domnișoare Roxana? Este foarte bine că ai dunga de tușdată, ca să nu mă mai chinui să-mi tremure mâna, că leșind de emoții. Așa. Mă gândesc tot așa pe culori de roz mov. Mm-hmm. Hai să vedem, nu știu. Dar tu... voi faceți altceva, nu vă stați de mine. Nu suntem cu ochii pe tine, hai. Nu ne uităm. Să uităm la Roțara întreagă, noi nu. Hai, Roxanica. Mamă, aici stângace, amor. Eu sunt stângace. Și eu. Să știi că toată lumea mă întreabă, vai, dar... dar ești stângace în toate? Nu, dragilor. Cum adică? Nu știu cum adică. Îi dăm, iluminăm un pic arcada. Așa. Pentru ce, domnișoară? Pentru ce, doamnă? Pentru luminozitate, chiar așa se și cheamă. Aha. Închidem. Am înțeles. Ca să ridice un puțin ochiul, privirea. Aha. Și în colțul interior al ochiului. Deja mi se pare că ai ochii mai sus, Roxana. Chiar vreau să întreb dacă ți-ai făcut ceva. Așa. Și acolo de ce ai dat cu luminozitate? Ca să așa se face, se ridică ochiul. Nu mă întreba. Ce mă, dacă-s curios? Nu știu că până acum când aveam invitate make-up artiste, tu te ocupai de ele și eu îmi făceam viață. Hai, ocupă-te tu acum. Cam și eu sandwich. Lasă-mă și pe mine acum să apă. Așa, cum stai așa? Stai, explică-ne. Acum blenduim un pic, dăm o culoare intermediară. Blenduim. Deci înainte de cel mai important secret ale machiajului este că trebuie să punem puțin câte puțin, că dacă nu se face pată și nu mai poți să mai ștergi după aia, știi? Da, eu te înțeleg perfect. Înțelegi, nu? Eu zic să ai mare grijă pentru că Simona Roșu, a noastră, e aici, make-up artistul nostru de serviciu. O să chemăm un platou să-ți dea una, o notă. Simona, vino lângă mine! Ia vino să Simona, vino lângă mine și ajută-mă! Hai, vino tu că ești frumușică, tare și aranjată, apoi nu vii tu la noi în platou? SRS, cum îi zic eu. Cu ocazia asta facem cunoștință și cu Simona noastră, colega noastră. Este drăguță, e frumoasă, e talentată. Deci pentru că m-ați întrebat cine o machiază atât de frumos, Simona, ea este vinovată, între ghilimele. Ia zi-mi, Simona, că tu mi-ai dat indicații. Da, zi, e bine? Da. Se scutură pensula, da, înainte. Se scutură pensula. I-am dat câteva indicații înainte, am zis să o ajut. Că avea și emoții. A spus că se machiază foarte bine pe ea, dar nu știe să machieze pe altcineva. Adică, nu, m-am mai rugat prietene de ale mele să le machiez la nuntă, dar fără bani, ca să ne înțelegem. Păi tu ești frumușică. Acum ce facem? Punem un mov, nu? Da, ai spus. Da. Mov? Da, mă, n-ai zis că se poartă ultraviolet. Păi și unde mai pune Simona și mov? Îi punem aici, uite, la bază. În degrade, cum ar veni. Da. La bază, auzi, ce? Trebuie să creăm un degrade. Că așa am înțeles. În ce am făcut ochiul ăsta, să văd cum faci. Degrade. Degrade. Am pus mod. Uite așa. Punem puțin culoare închisă. Mână de profesionist. Al ochiului. Și acum ochiul celălalt îl fac eu. Ia să vedem dacă te descurci. E, cum să nu mă descurci? Acum o să mănânc un strudel.
Închide, închide, închide. Noi stau aici să învăț de la două fete cucuiete. Deci trebuie să punem puțin, puțin, câte puțin. Da. Trebuia să pun și pudră sub ochi ca să nu curgă picățele, brobonele. Am uitat. Însă uite și tu ești profesionistă și nu a curs deloc fartul. Nu a curs deloc, pentru că am adăugat pensula. Da, trebuie să scuturi pensula, trebuie să adaugi foarte puțin. Hai mă, că-mi iese! Ia închide, închide, mai multă încredere. Mai multă încredere, stai așa, că am dat mai multă încredere. Aplici și negru? Nu mai aplic și negru, pentru că... Nu cred. Așa, acum amestecăm cu ce? Cu ce amesteci? Cu asta, nu? Blenduim, da. Acum avem blenduim. Nevoie de o pensulă de blendui. Care ar trebui să fie curată. Normal, există niște chestii, un burețel, când te grăbești să nu mai speli, să nu mai speli pensula, faci așa pe burețelul ăla, știi, tic, 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 și se duce culoarea de la roșu la albastru, nu mai rămâne nimic. Vezi câte păi lucruri și... noi ne învață și Anca. Au Simona, dar acum nu e din intensitate dacă dă cu pensula asta? Nu, le amestec. Nu, le amestec. Nu trebuie să rămână dungă fixă. Delimitarea. Da, nu trebuie. Asta e tot secretul. Și mie mi-a luat câțiva ani. Mie mi-a luat câțiva ani ca să pot să fac asta și încă nu știu dacă mi-a reușit. Uite, a reușit foarte bine. Dacă chiar îi lăudam machiajul. Simona e regina make-up-ului. Dar mereu când vin aici și îmi zice, te-ai machiat singură, te-ai machiat. Până când nu mă mai întreabă că deja știe. Iar mie eu... place. Uite, chiar cred că m-aș da pe mâna ta, Anca. Auzi, vreau să spun un lucru. Cu Simona de fapt. Pentru mine, când vin la emisiuni, încep machiajul cu două ore înainte. Deci este o plăcere chiar pentru așa, mine. Chiar două ore ți-a ție până te aranjezi? Nu. Dacă vreau... Cam vreo oră cu totul, dar dacă vreau să o lălăi așa, să stau, să... Este o plăcere pentru mine când vin la emisiuni să mă machiez, deci mintind așa pe masă toate, mai mult îmi ia aranjatul lor, știi? Ia să vedem. Dar Raru, l-au zis pe Raru? Plictisit. Ce spui? Masca am plictisit. Nu, te-am plictisit, bine, pune mâna și papa acolo. Voi uitați că noi avem și public masculin care se uită la emisiunea asta și care nu cred că...